Turma asta de câini e moștenită în preajma Ministerului Agriculturii și a Clădirii Președinției și a Parlamentului, e moștenită de la Chertoacă. Dar Ivan Ceban are de-am câte luni de mandat și nu a făcut nimic. Acum sunt comincioare, dar acuși poate să-i apuce Damblaua și să latre sau să muște oameni. Poate da, da, poate să-l muște și pe Dodon de o bucă și atunci ce facem noi cu președintele vătămat? Sau vreun deputat? De fapt, câteva luni în urmă erau mai mulți, acum văd că au rămas numai 3. Oare ce li se întâmplă? Poate îi otrăvesc, poate îi împușcă, poate îi emigrează.